Pentru că luni este zi liberă la instituțiile publice, autoritățile locale au devansat activitățile organizate de Ziua Copilului. Așadar, copiii vor fi sărbătoriți vineri și nu luni, cum era normal. Vor fi amplasate mai multe standuri, face painting, micile talente sau sfaturi practice pentru mămici. De asemenea, cei mici vor putea să realizeze caricaturi, să vadă trucuri de magie, dar și să cumpere baloane colorate. Tot în centrul orașului va fi amenajat și un stand de prim ajutor și donații. Pe parcursul zilei va fi organizat un concurs de biciclete organizat de Poliția Română, începând cu ora 10, urmat de Teatrul de Păpuși Pinocchio cu piesa Povești din pădure la 10:30 și de un spectacol oferit de Palatul Copiilor din Târgu Jiu la 11:30 de minute. După amiază, între orele 16 și 17, va avea loc o demonstrație de tehnică și echipamente a poliției, pompierilor, jandarmilor și poliției locale. Tot atunci, serviciul Salvamont îi va ajuta pe copii să se dea cu tirolia. Ana.